Bună ziua tuturor, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nod Nord în Taur, etalare pentru martie 2021. Înainte să încep etalarea, am un scurt mesaj pentru unii dintre voi. Închideți cu Marea Preoteasă și lumea, închideți un capitol cu cineva cu care ați avut niște secrete sau care a avut niște secrete față de voi, o situație secretoasă, confuză pentru unii dintre voi care aveți nevoie de lucruri reale, pământene. Închideți capitolul cu acest personaj. Poate unii ați comunicat la distanță cu acest personaj și au simțit că există o doză de secret, de mister, de neînțelegere și vreți să închideți capitolul cu acest personaj sau cu această situație. Am mai văzut spânzuratul invers, dorința de a ieși dintr-o perioadă de stagnare. Hai să vedem, facem cruce celtică și apoi o să clarific ca să vedem mai bine. Ia uite, nou, ia uite, ia uite, ia uite, ia uite. 9 de bâte și 7 de monede. Încercați să rezistați unor situații care se desfășoară foarte greu. 9 de monede poate să fie și blocaje, blocaje din cauza izolării, a carantinei, lockdown, dar încercați să mergeți înainte ca taurii, cum sunteți voi obișnuiți să dați cu coarnele în zi, să spargeți zidurile, blocajele și să investiți. Altfel, simțiți că stați prea mult. Amândouă, într-un fel sau altul, și 9 de monede și 7 de monede și 9 de bâte reprezintă stagnare sau o avansare care se întâmplă într-un ritm destul de lent. Vreți să investiți în ceva? Sunteți hotărâți? Repet, sunteți hotărâți să lucrați în grădina voastră, în casa voastră, în voi. În voi, pentru creșterea voastră, chiar dacă sunt probleme, sunt, repet, blocaje. Acum, să tai. Taur. Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Taur. Cruce celtică, am zis, central aveți. Asul de bâte, frumos. Provocarea, 7 de cupe. Mi-aduce aminte cele două cărți de al treilea număr de la etalarea la alegere. 3 de cupe în trecut. Trecutul anterior, asul de cupe, o nouă dragoste în ultima vreme. 6 de cupe, măi, taurașilor, unii chiar începe să iubiți o persoană foarte importantă. Sau începeți voi să vă echilibrați viața. În prezent apare împăratul. Împăratul care știți că uneori reprezintă chiar și zodia taurului. Chiar, pentru că poate fi orice zodie, evident. Sfatul faetonul, mergeți. Am zis, mergeți înainte, mergeți, fiți deciși. Că până la urmă există o stea într-adevăr pentru fiecare, dar și noi ne facem destinul. Dacă stăm pe loc, nu-i bine. Nu-i bine. Exterior, 9 de spade, cineva suferă, își face griji pentru voi. Da, și totuși vă este teamă că acest personaj nu se poate detașa de voi, 6 de spade. Ce vă doriți? Ia uite, marele preot, vă doriți o relație stabilă? Probabil că n-ați avut-o până acum cu cineva. Vreți o relație serioasă, un contract? Că o fi căsătorie, că o fi contract la locul de muncă, pentru că vă și împăratul și marele preot. Vreți un contract, asul de bâte poate să însemne un nou proiect, da? Un nou proiect pe care îl faceți cu pasiune, să vă faceți jobul vostru, de unde vreți voi să vi-l faceți. Și sfatul? Fiți deciși, zbateți-vă, pentru că faetonul reprezintă zodia racului și zodia racului e o zodie cardinală. Atunci când se decide, merge înainte, da? Ieșiți un pic din tipicul unor tauri, care unor sunt prea fix și prea încăpățânați, ieșiți pentru că aveți acest potențial. Ce reușiți să faceți? Da, comunicați, iar e o călătorie la distanță. Vedem atunci când o să ajungem la punctul acesta. La capătul setului de cărți văd turnul. Văd turnul și 10 de monede. Roata norocului. Roata norocului care înseamnă schimbare de energie, de karmă, o întâlnire karmică sau o decizie karmică. Da?
Decizie de a vă separa. De a vă separa, pentru că turnul înseamnă separare, de o relație de lungă durată, de familia voastră, unii dintre voi, de un job care v-a adus până acum oarecare spor, dar poate că ați fost salariați și n-ați fost voi șefii. Sunt multe motive. Deci, la capătul setului de cărți, turnul pe care l-am tot văzut în ultimile luni, anul trecut. Turnul acesta care reprezintă Uranus, de fapt, în Taur, da? Și exact semn de pământ, da? 10 de monede. Eventual ar putea să fie un alt semn de pământ, da? Ia uite, interesant că sub roata norocului apare 5 de monede. Voi în relație cu cineva în trecut, o relație destul de sărăcăcioasă care a scârțâit, în care v-ați chinuit, apoi schimbarea de energie, schimbarea de situație printr-o întâlnire sau printr-o decizie pe care ați luat-o, da? Care va aduce spor într-un mod neașteptat, ori un alt semn de pământ, 10 de monede ar putea să fie alt semn de pământ în care vă simțiți bine și simțiți că aveți echilibru și spor. Există și această posibilitate. Variază de la Taur și Tauriță și așa mai departe. Acum, pe scurt, aveți asul de monede. De ce zic de monede? Probabil că o să vă aducă și bani. Asul de bâte, un nou proiect, o nouă pasiune pentru cineva. Da. O nouă pasiune la care visați. Aici e provocarea. Visați sau puneți visurile în realitate? Pentru că la capătul acestei cruci celtice, undeva mai în trecut, apare un trei de cupe. Cofi, un personaj, da, și cred. Să vă zic de ce cred ce urmează să zic. Pentru că în trecutul îndepărtat, trei de cupe, prieten, bucurie, petreceri. În trecutul apropiat, asul de cupe, o nouă dragoste și acum reapare sub formă și de pasiune, nu doar așa, dragoste, nu doar stări emoționale, dar și atracție. În viitorul îndepărtat apare șase de cupe. De ce o grămadă de cupe? Că toți suntem în semnul peștilor, soarele din pește face sextil cu soarele vostru și vă emoționează și vă sensibilizează și vă face mai dispuși, uite, provocarea este și șapte de cupe, vă face mai dispuși la visare, la multe stări romantice, la romantism, da. Că taurii pot să fie foarte romantici când sunt îndrăgostiți, dar aici e provocarea. Stați, visați sau treceți la acțiune, pentru că sfatul este faetonul. Să luați taurul de coarne sau cei doi, plusul și minusul, și masculinul și femininul, și experiențele voastre plăcute și neplăcute, și să mergeți înainte. Deci, în trecut v-ați întâlnit cu cineva, în trecut, da. Cu cineva posibil din copilărie, pentru că vă trei de cupe, pe cineva ați cunoscut sau v-ați reîntâlnit cu șase de cupe, cu cineva care v-a fost prieten. Acum șase de cupe confirmă că această prietenie este chiar mult mai veche, nu doar de curând, e din copilărie sau ați simțit că această relație sau această atracție emoțională sfidează timpul și v-ați recunoscut ca fiind ca și când ați fi trăit în altă viață, ca fiind vechi prieteni, vechi parteneri dintr-o altă viață. Ei, și toate aceste stări v-au atras în această nouă cupă. Ia să vă și arăt, da? Toate aceste stări de bucurie, de recunoaștere, v-au deschis inima. V-au deschis inima către o nouă dragoste. Repet, aveți doi ași foarte frumos. Dragoste care vine și cu atracție fizică. Fără atracție fizică nu se poate face nicio relație de lungă durată, da? Avem nevoie și de tradiție și de stabilitate, dar și de atracție, dar și de emoții. Pentru că ce e pământul fără apă? Se usucă, da? Și v-am arătat, unii dintre voi ați fost într-o relație destul de sărăcăcioasă, da? 5 de monede, și financiar, și emoțional. Și urmează această, sau a început deja, o simțiți, eu știu, variază de la persoană la persoană, această schimbare de energie care vă aduce un partener, o parteneră, lângă care chiar vă simțiți bine. Provocarea este, am zis, o să clarific totuși, provocarea este să nu visați totuși prea mult, pentru că posibil să aveți această tendință. Provocarea este, dacă aveți mai multe opțiuni, să alegeți această opțiune pe care o simțiți și la nivel emoțional și fizic, că vi se potrivește. Eventual, unii aveți. Unii. Nu pentru toată lumea. O să clarific.
Dar există un semn de foc undeva în sufletul vostru care ori visează la voi în continuare, ori voi mai visați la acest semn de foc, prezent sub forma celor două cărți, Asul de Bâte, Berbec, Leu sau Săgetător, da? Și Împăratul, ori vreun fost soț, pentru că văd totuși 10 de monede și turnul, o relație de lungă durată care s-a prăbușit, s-a încheiat, ori un fost soț, oriceva. Un personaj important în viața voastră. Există și varianta asta. Și totuși sfatul este să mergeți către destinul vostru. Repet, o să clarific. Din exterior aveți pe cineva care suferă. O să vedem de ce suferă. 9 de spade. Cineva suferă, poate că e bolnav, există și posibilitatea asta, dar nu, deocamdată nu văd o boală, văd mai degrabă o suferință. Poate să sufere, să-și facă griji, să viseze cineva la voi, cu 7 de cupe și 9 de spade, să viseze cineva la voi. Și sfatul este să mergeți și să realizați, eu știu, visul vieții voastre. De ce vă este teamă de 6 de spade? De o călătorie, de faptul că cineva nu se poate detașa, eventual, de voi. Sau, repet, o să clarific, sau că nu vă puteți detașa voi de ei și visați prea mult. Da? Cu 6 de spade și 7 de cupe. Și totuși, ce vă doriți să realizați? Marele preot. O relație de lungă durată, un contract, Asul de Bâte, repet, poate să fie un proiect care vă place, da? Care a venit la un moment dat prin Asul de Cupe ca o idee, ca o situație emoțională și v-a declanșat apoi și această posibilitate, opțiune, să manifestați ceva din pasiune. Și zic așa că e posibil să fiți pe cont propriu unii dintre voi din punct de vedere financiar cu acest împărat în prezență și cu sfatul faetonul, da? Sfatul este faetonul să mergeți către destinul vostru. Vă doriți acest contract, acest mare preot, stabilitate, o situație care poate fi lucrată în timp, într-un mod tradițional, da? Și în prezent acest împărat reprezintă pentru unii, că nu-i valabil, e totuși colectivă, da? Pentru unii, dorința de a vă echilibra viața, de a fi singuri, și de a fi în controlul vieții voastre, să nu vă mai controleze nimeni, să nu trebuiască să vă lăsați influențați de X, de Y, poate și separarea de fosta relație, să vă atragă această dorință de a fi șefii voștri. Înțelegeți? Că asta înseamnă împăratul. Vă creați imperiul vostru, din ce o fi. Dar cel mai frumos și cel mai ușor de lucrat este când lucrezi într-un domeniu care îți place. Dacă lucrezi într-un domeniu care nu îți place, e mai greu de construit. Ce reușiți să realizați? 8 de bâte. Să comunicați pasional, iar există totuși un semn de foc, sau dacă nu-i semn de foc, poate să aibă marcaj acolo, că poate să fie orice alt semn, da? Poate să fie semn de pământ, de apă, care are marcaj în semn de foc și vă stimulează această atracție și pasiune. Poate să fie proiectul la care vă gândiți și despre care comunicați o grămadă, poate chiar la distanță. Iar o chestiune de drum, posibil, nevoia de a merge la drum, ca să vă echilibrați viața, 6 de monede, și eventual, da, să vă vindecați o dezamăgire, eventual 5 de monede pe care l-am văzut mai devreme, acea relație sărăcăcioasă și care scârția, să vă vindecați sufletul și dezamăgirea, cu altă iubire, cu altă iubire. Sau cu altă colaborare, repet, 2 de cupe poate să însemne o nouă iubire, că se vede asul de cupe în trecut și v-am arătat 3 de cupe, dați în urmă 3 de cupe, 6 de cupe, da? Se vede și 7 la care visați, dar dacă nu e vorba de dragoste, pentru că nu toată lumea o să experimenteze așa ceva și vă doriți un nou proiect în care repet, să vă conduceți viața pe principiile voastre, că asta înseamnă marele preot, principiile voastre și regulile voastre de viață, programul vostru, da? 2 de cupe poate să însemne și o colaborare foarte bună, parteneriat de lucru armonios, da? Și realizarea în martie ar fi comunicare, idei cum să construiți, pentru că apare și cum să vă echilibrați financiar cu acești 6 de monede.
În principiu, bine. Haideți să vedem, foarte frumos. Uite, chiar se încheie un ciclu de trădări, de dureri, de dezamăgiri. Clarificăm, te rog frumos, nu o să clarific toate cărțile. Asul. Asul. Iar apare, încă nu, iar apare în poziția friciură de două ori. A vrut să se arate șase de spade. Iar e o chestie de detașare de trecut, cred că. Frica a unora. Dar ascultați prezentarea pe care am făcut-o la luna plină și vă ajută să vă eliberați. Frica de a vă elibera de trecut sau că nu sunteți în stare, nu neapărat frică, că vă doriți unii, da? Nu veți fi în stare, veți rămâne cu sechele, cu dureri, cu dezamăgiri. E doar o teamă, e doar o teamă. Detașarea mentală trebuie să se întâmple ca să puteți manifesta soarele, că șase de monede merge către soare. Clarificăm asul de bâte. Asul de bâte, centrat pentru taura și taurițe. Odată. Duri. Uf! Ia uite luna. Aici sunt prea multe, o păstrez doar pe aceasta. Și totuși există o clarificare. Ia uite, am zis, încheiați un capitol. Încheiați un capitol cu cineva, iar se arată 5 de monede. O relație care a scârțit. Posibil pentru unii, oricum semn de aer, ori să nu prea îmi place mie să dau semne. Poate că ați avut argumente cu acest personaj, unii dintre voi, că acest cavaler de spade are varianta lui pozitivă, dar în acest context am senzația că e cam agresiv verbal. Asta așa ca un plus de mesaj. Ca un plus de mesaj. Totuși, asul de bâte a fost clarificat cu luna. Este o pasiune. Este o pasiune eventual secretă, pentru că aveți și șapte de cupe ca și provocare, sau care vă creează confuzia, că e ce provocarea. Și luna și șapte de cupe creează confuzii. Atracția pentru cineva vă creează această stare de teamă, de confuzie, de neînțelegere. Și totuși, la capătul setului de cărți, aveți, ia uite, faetonul hotărât să meargă către destinul său, da? Către destinul său. Mai clarificăm. Deci ceasul de bâte a fost clarificat de lună. Pentru un interesant, pentru că aveți și faetonul, deci o să-l clarific. Poate că aveți marcaj în casa a patra sau în casa racului, ceva legat de semnul racului. Clarifică în șapte de cupe, te rog frumos, provocarea aceea. Ia uite. Măi. Ia să le clarific și pe urmă să le descifrez. Șapte de cupe a fost clarificat de șapte de spade. De șapte de spade care de obicei minte sau fuge de la faptă, de la locul faptei sau creează strategii, jocuri mentale sau fuge de emoții sau fuge de, da, cu șapte de cupe sau creează confuzii prin felul în care gândește și comunică. Totuși, o să clarific și celelalte cărți. Ce ar trebui? Și aici este. Cineva trebuie să aleagă. Să spună adevărul într-o situație, să comunice asul de spade. Bănuiesc acest personaj. Că o fi personaj din viața voastră, care a fugit din viața voastră și va crea confuzie. Posibil acest personaj trebuie să comunice corect și clar. Eu știu, voi știți ce aveți de comunicat. Clarificăm împăratul, te rog frumos. Clarificăm împăratul pentru tăura și tăurițe. O, turnul, interesant. Nu, 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 uite că a vrut să pice. Și totuși, și totuși, și totuși. Turnul. Vedeți, e o separare. Posibil că acest împărat să fi fost partenerul, partenera voastră pe o perioadă de. Că am văzut, a venit turnul după 10 de monede, relație de lungă durată. Că o fi șeful vostru, repet, împăratul poate să fie șeful vostru sau personaj cu autoritate, poate să fie tată, poate să fie o figură masculină care are importanță, de care vă pasă într-un fel sau altul și totuși apare turnul. Ia uite, tot regele de bâte, semn de foc pentru unii.
Nu pentru toată lumea, dar. Și voi aici, între o nouă dragoste, doi de monede, da? Doi de monede, într-o nouă dragoste și un semn de foc care vă blochează într-un fel sau altul. Pleacă de aici. Ăsta e Leo care vine la fereastra mea. Asul de cupe. Hai să clarificăm și asul de cupe. Înseamnă că este acest suflet pereche cu care comunicați. Un suflet pereche, o nouă dragoste care vine de la drum sau cu care faceți drumuri. Drumuri dese, da? Comunicați des, comunicați bine și inspirant. Vă inspira acest personaj, orice semn ar fi. Și bănuiesc că este același către care vreți să mergeți, da? Vedeți că treceți prin șase de monede, dezamăgirea despre care v-am vorbit, această răsturnare de situație, această separare, eventual de cineva care, într-un fel sau altul, va crea confuzii sau nu a vrut să-și asume niște responsabilități, că șapte de spade poate să însemne și lucrul ăsta, da? Și voi vreți acum să mergeți, vedeți, cum asul de cupe și 8 de spade, scuzați-mă, de bâte, 8 de bâte și 2 de cupe, sufletul vostru pereche. Mergeți către acest suflet pereche. Mergeți către el. Meritați. Toată lumea merită. Ia uite. Sunteți voi, tauri. Simțiți că cu acest suflet puteți să faceți casă, că doar vă doriți marele preot, da? Unii dintre voi. Simțiți că puteți să faceți casă cu acest personaj. Vă simțiți bine. E un cuplu vesel. Da? Nu un cuplu trist, ia uitați. Nu ca acesta, cu probleme. E drăguț. Mă bucur pentru voi. Deci apare turnul de două ori, da? În prezent și în trecut. Sau influența acelui turn din trecut încă se mai simte în prezent. Hai să vedem faetonul. Clarificăm faetonul ca și sfat, ca să înțelegem sfatul ce aveți de făcut. Să vă construiți viața. Eventual să mergeți, aveți, faetonul înseamnă iar călătorie. Ori este un alt semn de pământ care vine spre voi. De obicei, cavalerul de monede reprezintă semnul taurului sau al fecioarei. Bine, sau capricorn, în fine. Poate să fie alt semn de pământ sau nu contează, trecând peste chestia asta. Poate să fie un personaj care vine în viața voastră hotărât să vă dea, ia uitați, o relație să vă dea, să construiți, cu care puteți construi o relație de lungă durată stabilă, să vă ofere stabilitate, să vă dea, poate chiar un cadou, de ce nu, că tot vine 8 martie. Să vă dea un mărțișor sau niște floricele. Dar, ia uite, interesant, la capătul setului de cărți iar apare acest împărat. Dar, posibil pentru unii, la capătul setului de cărți aveți împăratul și steaua. Pentru unii, nu pentru toată lumea. Posibil acest personaj, cu acest personaj cu care veți construi o nouă relație, o nouă viață, să vă fie exact destinul vostru. Că am zis că faetonul merge către stea, da? Să vă fie partenerul acela care vă oferă stabilitate. Nu celălalt, nu împăratul care v-a zdruncinat, alt personaj care v-a zdruncinat viața, dar care a vrut să aibă control sau care nu și-a asumat niște responsabilități. Pentru că nu toți împărații sunt în varianta lor cea mai bună, da? Nouă de spade. Clarificăm nouă de spade. Ce frumos! Nouă de spade și patru de bâte. Dacă există cineva, semn de foc, care v-a creat confuzii, care este teamă că se zdruncină relația dintre voi doi, posibil că își face stres. Se stresează din cauza acestei separări. Posibil. Nu pentru toată lumea.
Poate cineva, poate e o rudă de-a voastră care se consumă pentru situația voastră de acasă. Poate fi oricine care se consumă pentru situația voastră de acasă sau pentru relația voastră cu ei sau relația voastră de acasă cu cine o fi. Mai dăm o carte pentru acest 9 de spade și 4 de băte. Vai, vedem. Mai dăm o carte. 9 de spade și 4 de băte. De curiozitate, totuși. De ce se consumă? Că nu sunteți voi aici. Partea asta vreau să se... Da. 10 de spade. Griji. Probleme. Da, se dorește o comunicare, poate că unii aveți un copil, poate că unii aveți un copil în această relație, e vorba de un copil. Ia uite, cavalerul de băte și împărăteasa invers. Împărăteasa ați putea fi voi, semnul venusian, dar care nu mai vreți să aveți de-a face cu acest cavaler de băte, acest aventurier. Iar apare semn de foc pentru unii. Și din acest motiv apar grijile în legătură cu relația voastră. Poate o relație veche, da? Poate ați fost căsătorit sau eu știu ce o fi fost, că înseamnă și casă, dar e patru totuși, da? Deci acest personaj își face griji. Repet, pentru că relația voastră se zdruncină. Dar de ce se zdruncină? Pentru că împărăteasa nu mai vrea să ofere înțelegere, toleranță față de cei care vin, pleacă, dar nu se implică. Împărăteasa sunteți voi în acest context. Așa simt. Nu au fost niște secrete. Confuzii. Clarificăm. Marele preot. Marele preot, în poziția dorințelor pentru Taur, Tăuriș, Setăuraș. Marele preot. Ce faci acolo, mă? Te uiți la mine când dau în cărți? Maleuțule. Motanul pe care l-am găsit anul trecut. Da, patru de monede. Vreți stabilitate, domnule. Vreți stabilitate, țineți de ceea ce aveți, că vreți să vă construiți viața, să vă reconstruiți viața. Că aveți, iar apar două turnuri, da, sunteți zdruncinați. Poate niște evenimente neașteptate în legătură cu acest împărat. Cineva care a încercat să vă controleze viața sau, în fine. Aici sunteți voi toată ziua. Tauri, vreți să țineți de ce aveți. Să vă păstrați echilibru în sensul ăsta, să vă păstrați principiile. Eventual vă doriți un alt personaj, alt semn de pământ, iar apare. Apare de două ori. Și în poziția sfatului, semn de pământ, să mergeți către acest cavaler de monede, puteți să fiți voi construindu-vă viața după aceste turnuri sau voi alături de alt personaj, neapărat semn de pământ, posibil, dar un om care gândește ca voi. În sensul de stabilitate, răbdare, toleranță, principii, da? Și vreți să blocați, unii dintre voi vreți să blocați acest as de băte. Pentru unii posibil, iar vreți să blocați. Eu știu, rămâne de văzut pentru cine am citit. Vreți să blocați un semn de foc sau cineva cu marcaj puternic în semn de foc care a fost, cu care, da, într-adevăr, a fost atracție, dar n-ați putut construi ceva. Sau construcția n-a fost durabilă, n-a fost construcția bazată pe principii serioase, că asta vă doriți acum, principii serioase, da? Nu doar atracție, nu doar atracție, că totuși e un as de băte. Nu doar confuzii, emoții. Vreți ceva mai mult, da? Și pentru că apare iar de două ori apare turnul. Pot să zic că poate să fie o ruptură de acest personaj,
care în felul său, fiecare are felul lui de a controla pe celălalt, în felul său a vrut să vă controleze sau v-am zis, a fost o persoană importantă la un moment dat în viața voastră. Sau voi să vă doriți să vă construiți viața. Asta face împăratul. Pentru că este simbolizat de numărul 4 și înseamnă stabilitate. După această zdruncinătură din viața voastră, să vă doriți recontrolul. Să vă adunați. Vedeți cum rezonați și cum simțiți, dar eu cel puțin așa aș face. Așa aș face și așa este și bine. Să nu așteptați să vină cineva, cine vine, vine. Ideea este voi să mergeți către reconstrucția voastră. Da? Să începeți să faceți planuri, să vă țineți banii, 4 de monede, ca să vă reconstruiți casa voastră, turnul vostru, că veți fi singuri, că veți fi cu altcineva, voi să fiți în control. Și aici e sfatul. Mergeți deciși, cu răbdare, că asta înseamnă cavalerul de monede. Chiar dacă uneori aveți senzația că stați pe loc, poate avansați la nivel de casă. Cam atât, în principiu. Cam atât. Eu zic că e de bine. Nu știu ce titlu o să dau, dar mi se par cărți bune. Mi se par cărți bune. Faptul că există o nouă dragoste sau vă deschide sufletul către altcineva sau vine cineva de la drum, ați simțit de la drum că aveți această chemare emoțională către altcineva, repet, 8 de băte apare de 2 ori și 2 de cupe și asul de cupe în ultima vreme. Și în viitor îndepărtat, se pare că vă veți întâlni cu acest personaj 6 de cupe și vă veți simți bine. Pentru că vă simțiți bine, vă simțiți, repet, unii vă știți din copilărie, alții v-ați recunoscut că ați fi trăit o altă viață împreună. Vă simțiți bine, vă potriviți. Cam atât. Deocamdată vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Să aveți un martie minunat și multe flori și multe cadouțe, doamnelor și domnișoarelor. Pa, pa!